Deci în tot e te curăță de gânduri la fel ca și muzică. Sunt grele, sunt drumuri, sunt drumeții, sunt călătorii, sunt faine, pentru că de obicei când îți aduci aminte, când ai succes, nu-ți aduci aminte de succes, îți aduci aminte de greutăți, pentru că ele sunt mai intense, să zic așa. Dar a fost un drum greu, un drum frumos, cu căderi și ridicări, cu frustrări și bucurii, stai seama. A fost un drum intens, pot să zic că da. Aș vrea să zic că a fost momentul când am reușit, când momentul de impact, de expunere, de boom, când piesa a luat viteză, să zic. Dar probabil aș minți, pentru că am avut parte de foarte multe bucurii în acest drum. Poate nu erau atât de mari, să zic, impactul lor, dar erau niște bucurii mai mici și mai intime, sincer. Greutăți. Au fost foarte multe greutăți. Momente când nu aveam senzația că nu se mai termină căutarea asta sau, nu știu, lupta asta. Adică știi senzația că ești într-un tunel și parcă vezi lumina aia și tot alergi și tot parcă e aproape miros și simți, dar nu. Știi senzația ca și cum vrei să tragi mânta de coadă, de aia fuge. Cam așa. Momente grele au fost, recunosc. Dar cu toate astea am ajuns aici mai puternici, mai tăvăliți prin viață, prin greutăți și mai imuni. Eu zic că greutățile sunt binevenite, nu trebuie să te ferești de ele, pentru că ele te învață de fapt, știi? Din greșeli înveți. Să fiu răbdător, să fiu perseverent, să fiu nerăbdător, deci încăpățânat, să ascult și de oameni, și să nu ascult de oameni când simt. Eu am învățat că trebuie să merg după intuiție, să-mi ascult inima, să fiu sincer în primul rând cu mine și am învățat că se poate orice vrei în viața asta, nu mai trebuie să fii suficient de puternic ca să ai răbdare, să ai puterea de a munci și și atinde pe chestia asta. Munca la studio, la concerte, să faci față, să faci față vieții tale de atunci. Adică e foarte dificil să mergi la studio în fiecare zi, să menții prietenii, să ai și viața personală. Sunt multe provocări în viață care trebuie sau nu trebuie să le faci față. Alegi tu, știi, este vorba aia. Ai plăcerea, vezi plăcerea, știi și consecințe. Faci alegerea, că asta e ideea. Dar a fost o armată, recunosc. Și o experiență foarte frumoasă. Drumul, greutățile, nu știu, toată chestia asta, tot noi am avut anul ăsta de momente și sunt conștient că sunt foarte mic, un iepuraș, un măzăcut, un iepuraș. Simți responsabilitate, simți că oamenii așteaptă, au așteptări foarte mari. E frică, într-adevăr, să nu te zăvăgești, dar cu toate astea recunosc că îmi și pasă, încerc să-mi zic că nu-mi pasă și să mă fixez strict pe muzică, pentru că asta mă ajută să stau în picioare, muzica și dragostea mea față de muzică și de ceea ce vreau să fac sau ceea ce încă nu știu să fac și aș vrea să fac. Țin minte primul moment, încă micuț, când m-am urcat pe scenă și am cântat o piesă sau două și după am mai dansat cu echipa de dans și sunt și dansator. Și când am urcat pe scenă și am avut câteva numere artistice, mi-am dat seama, băi, cât e de faină doza asta de adrenalină. Momentul ăla intens și agitație, plăcere, frică, nu știu, a fost așa o combinație de emoții și stări care mi-a plăcut foarte tare și le-am dat de gust din prima și am zis că eu mai vreau din asta. Și după aia am început să-mi dau seama că muzica, de fiecare dată când am un act artistic pe scenă sau un studio, mă ajută să nu gândesc, să fiu limpede, știi, în cap și să nu am este mic strict sau sunetul ăsta, știi? Wow. Și mă ajută să simt prezentul, asta e toată chestia cu muzica. E momentul ăla de liniște, când cânt e liniște, dar legat de vibe-ul live când mergi la un concert, e altceva, nu se compară cu un CD, pentru că se pierd din frecvențe.
înregistrări, mai pui un pitch, mai pui o chestie, mai se editează vocea, se face mixul. Nu-i naturalizat, e adevărat, știi? Într-un concert live, îl vezi pe omul, îl simți, da, și îl accepti sau nu. Și e alt impact, e... Sau în momentul ca și cum ai sta în mașină și vezi cum colegul conduce și tu stai în partea dreaptă. Da, tu știi cum funcționează, dar nu realizezi. E momentul când ești la un concert live, tu realizezi, e chimia aia, e prezentul, atunci e prezentul, pentru că știi. Poți să asculti o piesă și să treci cu aspirator, nu te mai gândești la piesă. E când ești acolo, altfel justifici prezența. Da, chiar că vă aștept cu drag. Am și o emoție legat de concertul ăla, dar sunt sigur că o să iasă bine. Eu cu timpul am emoții și acum. Da. Dar sunt binevenite emoțiile. Că dacă nu sunt emoții, atunci ți se face rău. De multe ori mă întreabă oamenii, cum poți să cânti atât de multe ori piesa asta și să o cânti cu atâta... Vorbele lor, nu. Să o cânti tot cu suflet, să o simți. Zic, nu ai încotro, că dacă nu o cânti cu suflet și nu o simți, atunci degeaba faci. Nu, nici voi nu o să o simțiți și mie nu-mi face plăcerea să cânt. De-aia, tot timpul, implicit, trebuie să existe și emoții.